Onorată asistență, îmi permit cu această ocazie să-mi amintesc cu evlavie, smerenie, de prietenul domnitorului Alexandru Ioan Cuza, Mihai Eminescu, care l-a vizitat la Döbling în Austria, implorându-l să revină pe tronul țării. Era prea târziu. Dar pentru că tot am amintit aici de Eminescu, cu îngăduința dumneavoastră, îmi permit să vă recit poezia Dulce, Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie, scrisă la doar 17 ani de viață ai genialului nostru poet național. Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie, țara mea de glorii, țara mea de dor, brațele-ți nervoase, armă de tărie la trecutul-ți mare, mare viitor. Fiarbă vinul în cupe, spumege pocalul dacă fiți mândri, astele nutresc, căci rămâne stânca, deși moare valul. Dulce Românie, asta ți-o doresc. Vis de răzbunare negru ca mormântul, spada ta de sânge dușman fumegând, și deasupra idrei fluture cuvântul, visul tău de glorii falnic, triumfând. Spună lumii large steaguri tricoloare, spună ce-i poporul mare, românesc când s-aprinde sacru candidai vâlvoare. Dulce Românie, asta ți-o doresc. Îngerul iubirii, îngerul de pace pe altarul vestei tainic surzând, ce pe Marte în glorii să orbească îl face când cu lampa-i zboară lumea luminând el, pe sânuți vergin încă să coboare, guste fericirea raiului ceresc, tu îl strânge în brațe, tu îi fă altare, dulce Românie. Asta ți-o doresc. Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie, tânără mireasă, mamă cu amor, fiii tăi trăiască numai în frăție, ca nopții stele, ca zilei zori, viață, în vecie, glorii, bucurie, arme de tărie, suflet românesc, vis de vitejie, fală și mândrie, dulce Românie, asta ți-o doresc. Vă mulțumesc!